este în vigoare timp de 3 zile. Ziua Capitalei va fi sărbătorită mâine printr-un spectacol unic în Europa. De la ora 23, Palatul Parlamentului va fi transformat într-un ecran gigantic pe care vor fi proiectate lucrările mai multor artiști străini. Până duminică, bucureștenii vor avea parte de distracție pentru a marca 555 de ani de la prima atestare documentară a Capitalei. Chiar acum avem imagini în direct de acolo, de la Palatul Parlamentului, unde se fac ultimele repetiții pentru evenimentul de mâine. Așadar, la ora 23, Palatul Parlamentului se va transforma într-un ecran gigantic, printr-un spectacol multimedia. Ce vedeți acum în direct la noi, puteți vedea mâine live de la ora 23, când cel mai frumos lucru practic va fi faptul că Palatul Parlamentului, acea clădire sobră și impunătoare, va fi transformată, animată prin culori, lumini, printr-un spectacol multimedia inedit. Se va proiecta de fapt IMAP Bucharest 555. Dacă vă întrebați de ce 555, pentru că se marchează 555 de ani de la prima atestare documentară a Capitalei. Așadar, cea mai mare clădire administrativă din lume după Pentagon va prinde mâine viață printr-un spectacol unic în Europa. Avem imagini acum în direct, s-a montat și o scenă foarte mare, plină de lumini. Totul mâine se va rezuma cumva la cifra 5, având în vedere că se împlinesc 555 de ani de la prima atestare documentară a Capitalei. Vor fi 5 trupe de artiști care vor proiecta pe Palatul Parlamentului mai multe imagini și lumini, un IMAP. Va fi o, de fapt vor fi 5 trupe. Vor fi proiectate 5 show-uri și deloc surprinzător, a câte 5 minute și 55 de secunde, pe cea mai impresionantă suprafață pe care o poate oferi o clădire. De asta a fost aleasă această clădire, Palatul Parlamentului, pentru că era nevoie de un spectacol, pentru un astfel de spectacol impresionant, era nevoie de cea mai impresionantă suprafață ce putea folosită și vorbim de aproximativ 20.000 de metri pătrați. Haideți să vedem exact ce se va întâmpla mâine, ce momente ne așteaptă în zilele Capitalei. Și 3 nopți, Bucureștiul va fi în sărbătoare pentru a marca cei 555 de ani de la prima atestare documentară. Vor fi petreceri în aer liber, concerte, expoziții și târguri. În Piața Constituției sunt în plină desfășurare pregătirile pentru spectacolul numit Revoluția Muzicii Ușoare Românești. Evenimentul este atât de nemaipomenit încât sunt foarte bucuroasă că fac parte din el și mai ales că mă întâlnesc din nou cu Miță. Pentru mine, în primul rând, e o onoare pentru că este o eroină a copilăriei mele și doi, e ca și cum eu acum m-aș urca pe scenă cu Liza Minnelli, știi? Vai de mine! Evenimentele sunt organizate de primărie și vor avea loc în Piața Constituției, Piața Universității, Parcul Cismigiu și Centrul Istoric. Sper să am atât de mulți copii aici, pe care îi încântă ceea ce au mai văzut în ultimii 6 ani de zile în fiecare an, cu diversele ocazii. Actorii și artiștii și cântăreții sunt români. Acum fie vorba într-un an, costă și mai puțin. Sigur că o să avem și invitații străini de-a lungul anului care vine, dar am gândit în așa fel, de fapt, fetele mele au gândit să poată să ofere ceva inedit, să poată să ofere ceva ce le place, credem că le place bucureștenilor, adresându-se tuturor categoriilor de vârstă.
Cel mai grandios moment al sărbătorii va fi spectacolul de videomapping multimedia desfășurat pe clădirea Parlamentului. Sâmbătă de la ora 23, pe fațada de 20.000 de metri pătrați, vor fi proiectate 5 show-uri 3D care dau iluzia că palatului schimbă forma și culoarea. Deși pe Palatul Parlamentului s-au mai făcut proiecții, acum este pentru prima dată când întreaga fațada clădirii este încorporată într-un proiect de videomapping care presupune o imagine 3D complexă. Pentru a crea imagini atât de spectaculoase se vor folosi un număr de peste 100 de proiectoare. 5 echipe din Europa participă la eveniment. În ordinea evoluției, primii vor fi cei din Ungaria, urmați de Cehia, Franța, România și Polonia. După ce vor avea loc toate proiecțiile, publicul își va desemna favoriții în urma unui vot prin SMS în timp real. Show-ul video va fi urmat de DJ Open Air Party, o petrecere care va transforma Piața Constituției într-un club în aer liber. Așadar, sărbătoarea Bucureștiului, care marchează 555 de ani de la atestarea documentară a capitalei, a început din această seară. În Piața Unirii au fost pornite la capacitate maximă fântânile arteziene. Toate au fost modernizate de curând, să ne amintim, iar instalațiile de apă au fost automatizate, înlocuite și părți ornamentale ale acestora. Au fost montate instalații de lumini și sunete, dar și senzori care reduc sau opresc geturile de apă în funcție de vânt. Spectacolul de lumini și culoare va fi urmat de un concert multimedia. Bucureștiul va găzdui în premieră 4 dintre meciurile campionatului european de fotbal din 2020.